Poezia la Iași a ajuns la cea de-a patra ediție, motiv pentru care organizatorii au pregătit recitaluri de poezie în aula Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza, în școli și în Parcul Copou. Festivalul se va desfășura în săptămâna 22-28 mai. Eveniment deja cu tradiție, Poezia la Iași reunește cei mai cunoscuți și apreciați scriitori din toată lumea. Avem foarte multe noutăți, avem poeți foarte mari ai lumii invitați aici la Iași. Avem o serie de recitaluri pe care noi le considerăm ca fiind de excepție, atât prin modul în care ele au fost organizate, nu am părăsit intersecțiile muzicale ale unor recunoscuți și valoroși instrumentiști ai Universității de Artă George Enescu, nu am părăsit verba poeților destinați spectacolului. Și l-aș aminte aici pe Mircea Dinescu. Anul acesta vor participa peste 50 de poezi din țară și din străinătate. Suntem la a patra ediție și sunt convins că vom crește și vom transforma acest festival într-unul foarte puternic, cred că unul din cele mai puternice din partea asta a Europei. Am avut ocazia să merg la câteva festivaluri de poezie și vă spun, sunt luate foarte în serios, am fost din Columbia până în Mexic sau Belgia, sau, mă rog, pot da o listă întreagă de țări unde am participat. Numărul poeților care participă este în general jur de 100 și ceva. În cadrul acestei ediții se vor susține 351 de recitaluri în licee, 24 în deschiderea festivalului și 41 la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.